tolai noi folosim fie fotocoagulare cu laser în infraroșu, fie secționarea lentă progresivă cu band elastic. Secționarea lentă progresivă cu band elastic este practic echivalentul unei operații. Ligatura și rezecția pachetelor hemoroidale. Numai că noi o facem în mod treptat. Se aplică un inel din cauciuc foarte strâns pe baza hemoroidului. Hemoroidul rămâne în canalul anal cât o cireașă, cât o căpșună, depinde cât este de mare. Pacientul resimte practic numai o senzație de corp străin intra-anal. Acel inel, odată aplicat, secționează masa hemoroidală, dar o secționează în mod lent, progresiv, în așa fel încât pe măsură ce inelul taie, țesuturile din urmă se cicatrizează. La 24, 48, maxim 72 de ore, secționarea este completă și hemoroidul pică. Se întâmplă practic cu hemoroidul ceea ce se întâmplă cu un nev legat cu fir de păr la bază. Și la țară se mai folosește această metodă de tratament a nevilor. În momentul în care hemoroidul a căzut, rămâne acolo o mică rană care e posibil să sângereze. Dar nu mai mult decât sângerează hemoroizii uneori în evoluția lor naturală și nu este obligatorie această sângerare. Dacă este vorba despre o masă hemoroidală voluminoasă care a creat o tensiune foarte importantă în inel și a determinat o secționare rapidă, este posibil o sângerare. Dacă secționarea s-a produs în 48 sau 72 de ore, nu se mai produce niciun fel de sângerare. Rana aceea se închide și în 2, maxim 4 zile. Deci la cel mult 7 zile de aplicarea inelului, hemoroidul este căzut, rana este vindecată. Se mai lasă o perioadă de 2 săptămâni să se maturizeze cicatricea, să nu se rupă când introducem manuscopul și după aceea intervenim și ligaturăm un nou hemoroid. Practic, vă spuneam, facem ca același lucru care se face intraoperator. Avantajul metodei este că nu sunt dureri la operație, care sunt la operație. Este faptul că totul se face sub control vizual anuscopic. Avem posibilitatea să vedem ce s-a întâmplat cu ceea ce am făcut anterior. Pentru că după operație, timp de o lună de zile, cel puțin, nu se mai uită nimeni cu anuscopul să vadă dacă a mai rămas ceva și ce-a rămas la pacient după operație. Prin această metodă se vede la fiecare ședință ce s-a întâmplat cu ceea ce am făcut anterior și tratamentul este mult mai complet. Recidiva este mult mai rară după această metodă decât după operație.